La numai câțiva kilometri de Mangalia există o peșteră misterioasă în care cei mai mulți care au pășit acolo nu s-au mai întors. Ascunsă în pântecele unui deal, o lume străveche și plină de mister, încă nu se arată la față pentru a fi înțeleasă. Aceasta este peștera de la Limanu. Locul de sub dealul de la marginea comunei Limanu nu a putut fi niciodată explorat în întregime, din cauza labirintului întortocheat de peșteri, în care mulți dintre cei care s-au aventurat mai mult decât trebuia s-au pierdut și nu au mai găsit drumul de întoarcere. Legendele localnicilor spun că peștera aceasta ciudată este o poartă către lumea de dincolo. Puțin dintre turiștii care vin vara pe plajele însorite ale Mării Negre de la Mangalia și Vama Veche știu că un pic mai încolo de asfaltul șoselei pe care pășesc, drumul duce către o lume plină de istorie și abundă cale de a cărei existență nu se știa. Peștera are o lungime de aproape 4 km și sute de galerii care șerpuiesc pe subsat. Se spune că în această peșteră s-au adăpostit daci împreună cu toate bunurile lor mai de preț, pentru că erau prigoniți de către romani. Tot aici s-au adăpostit mai apoi primii creștini în căutarea însingurării și a unui loc de rugăciune departe de zgomotul lumii de afară. Un interes deosebit prezintă figurile de călăreți, care ai văzut din profil, sunt redați în galop, iar călăreții au chipurile privite din față. Ca siluete și mod de prezentare seamănă în mod izbitor călăreților daci de pe ceramica descoperită în multe așezări de pe aria locuită de tracodaci. În jurul acestui loc de mister s-au țesut așa cum era de așteptat câteva legende ale locului. Localnicii povestesc că bătrânii satului spuneau că înlănțuirea de peșteri ar trece pe sub Dunăre până în apropiere de orașul bulgăresc Varna. Peștera de la Limanu seamănă cu peșterea mamut din Statele Unite, care este cea mai lungă peșteră din Lume. Unele reprezentații ce se găsesc la Limanu sunt unice și tipice, fiind de fapt cel mai mare labirint subteran din România. Relatează România de azi.biz